Let's bow our heads for prayer. Ne vom ruga. Tatăl nostru, într-adevăr, inimile noastre tresaltă de bucurie pentru că astăzi avem salvare. Îți mulțumim că Domnul Iisus s-a născut în Betleem, a trăit, a murit, a înviat, iar acum mijlocește pentru noi în sanctuarul ceresc. Dorim să-ți aducem slava prin cântări, prin cuvântul din Scriptură, prin poezie și dorim ca numele Tău să fie slăvit aici în inimile noastre, în mijlocul nostru, dar și când vei veni pe norii cerului, împreună cu toți cei mântuiți. Amin. Glory of the Lord, glory of the Lord.
Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Privind mesajele din viața Domnului Hristos, nu putem să nu ne oprim asupra momentelor cu puternic impact peste veacuri, în ceea ce numim frumoasa noastră nădejde. Nașterea, botezul și moartea Mântuitorului sunt momentele de mare tensiune și interes universal, care rămân la baza înțelegerii mântuirii noastre. În noaptea plină de emoție venită din istoria eliberării din robia egipteană, dar mai ales de apăsatele cuvinte ale Mântuitorului, unul dintre voi mă va vinde, ucenicii și prin ei și noi, peste care a venit sfârșitul veacurilor, am primit taina împărtășirii cu trupul și sângele celui care s-a făcut păcat pentru noi, vestind astfel moartea sa până va veni El. În trimiterea din finalul prezenței lui Iisus pe acest pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne apropiem de experiența pe care însuși Domnul nostru a trăit-o, aceea a botezului. Ca o trăire unică și profund personală a unei părtășii transcendente într-o dimensiune cerească, dată de săvârșirea nașterii din nou în noi, prin Duhul. Așadar, atât moartea lui Hristos, cât și botezul lui Hristos, prin împărtășirea Sfintei Cine și propriul nostru botez, devin realități repetabile ale identității noastre spirituale, precum și elementele de râvnă și putere în mesajul nostru pentru cei din Ierusalim, din Samaria și până la marginile pământului. Însă, sărbătoarea nașterii lui Hristos rămâne prin corul de îngeri și bucuria cerului un mare privilegiu doar pentru păstorii iudei. Să ne oprim acum sufletul pe dealurile Betleemului, acolo unde păstorii au avut unicul har de a privi la marea sărbătoare, când un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Pe câmpiile unde tânărul David își condusese turma, păstorii încă mai vegheau în timpul nopții. În orele acelea de liniște, ei vorbeau împreună despre Mântuitorul făgăduit și se rugau pentru venirea împăratului pe tronul lui David. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. La cuvintele acestea, priveliști de slavă inundă inimile păstorilor care ascultă.
a venit eliberatorul lui Israel. Putere, mărire, triumf sunt legate de venirea sa. Dar îngerul trebuie să-i pregătească pentru a-l recunoaște pe mântuitorul lor în sărăcie și umilință. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Așadar, pentru a se ajunge la ieslea purtătoare de Fiul de Dumnezeu, a trebuit să se prorocească timp de mii de ani. Să fie în casa unui iudeu un fiu cu părul bălai și inima plină de poezie, de muzică și de credință, și să-și aleagă pe lângă Ierusalim o altă cetate, cea a Betleemului. Ca înainte de a ieși porunca de la Cezar, ca toată lumea să se înscrie, o fecioară din Nazaretul Galilei să primească tulburătoarea veste. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nașterea Domnului Hristos este unică și nerepetabilă, cum imposibil este de a revedea marea oastă de îngeri cântând în cinstea pruncului născut de curând. Deși Mântuitorul a fost anunțat ca realitate imediat după căderea lui Adam, în preaglomeratul mic târg iudeu și în prezența unor umili urmași ai lui David, împlinirea minunată a acestei prime făgăduințe profetice dezvăluia cetății și lumii cum este bucuria din ceruri. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. O, dacă familia omenească ar putea recunoaște astăzi imnul acesta! Declarația făcută atunci, imnul cântat atunci, vor crește până la încheierea vremii și vor răsuna până la marginile pământului. Când soarele neprihănirii va răsări cu vindecarea sub aripile sale, cântecul acesta va fi repetat de glasul unei mari mulțimi ca vuietul unor ape multe, zicând: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. După ce îngerii au dispărut, lumina s-a stins și umbrele nopții au căzut din nou pe dealurile Betleemului. Dar în mintea păstorilor a rămas cel mai strălucitor tablou văzut vreodată de ochi omenești. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. Spunem un bun venit călduros oaspeților noștri prețioși. Ne bucurăm să fim împreună în această ocazie și ca unii care dorim să-i fim plăcuți în pacea promisă însăși prin nașterea sa, să ne lăsăm transportați în ancestrala clipă din noaptea sfântă a întâlnirii cu mântuirea și să încercăm să reconstruim acele clipe de sărbătoare în această seară de închinare prin cânt și prin vers.
aș schimba de aș putea. Aș schimba de aș putea istoria.
se naște și lumina pătrunde în sufletele noastre și steaua tainei strălucește deasupra celorlalte astre. Cu magii azi ne închinăm și noi cu sufletul mergând. O bucurie fără seamăn simțim în inimă și în gând. Azi patimile se răpun de o putere prea înaltă. Azi omul luminându-și gândul spre cer cu inima tresaltă. Nădejdile se nasc în suflet, credința tainic reînvie, căci Harul Sfânt acum coboară în viața stearpă și pustie. Și orice suflet care simte că în el răsare o viață nouă, e ca un crin ce în petale adună strop curați de rouă. Și orice inimă ce poartă oglinda cerului în ea, pentru Iisus născut în iesle, azi luminează ca o stea. Se nimicește tot păcatul sub raza sfântă a iubirii, azi se deschide pentru suflet spre cer un drum al mântuirii. Cu haina albă a virtuții tot omul poate să se îmbrace, căci sfânta naștere aduce în inim liniște și pace.
Thank you.
Tristețea bucuriei. O sinteză de suflet de George Uba. Într-o zi mi s-a întâmplat ceva ieșit din comun. M-am întâlnit cu bucuria chiar în plină sărbătoare și era tare necăjită. Ați spomenit vreodată că bucuria ar putea fi tristă? Și totuși, pământul nostru atât de nesigur, totul e posibil. I-am zis bucuriei, tu ești cascada Niagara a lumii noastre, tu ești zâmbetul mereu prezent și fără concediu al sufletului nostru. Tu ești antidotul pentru durerile noastre zilnice. Tu ești oxigenul pentru speranțele noastre. N-ai dreptul să te umbrești, tocmai acum când intrăm într-un nou an și plin de promisiuni. Bucură-te și tu de sărbătoare! Mi-a zâmbit amar și cu puțină ironie demnă mi-a răspuns oftând. Știi de ce sunt tristă? Nici nu-ți trece prin cap. Sunt mâhnită că în lume a apărut o dublură a mea, care o cheamă tot ca pe mine. Dar nu sunt eu. Are o mască pe față care încopiază fizionomia mea. Dar e un fals revoltător și are un tupeu obraznic prin aceea că îi amăgește pe oameni cu sentimente și emoții goale, care nu durează decât puțin și apoi îi lasă dezamăgiți. Le dă gratis o exuberanță plină de otravă, ca un drog care te face dependent. Și ce mă doare mai tare este că eu nu mai am loc de această copie a mea, dar nereușită și fără conținut. Când merg să-i colind pe oameni, mă dau afară din casa lor. Îmi spun că deja am trecut pe la ei și că le-am dat tot entuziasmul meu cândva și că se simt nemaipomenit. Nu mai au nevoie de altă bucurie. Du-te la alții pe unde n-ai mai fost, îmi spun ei. Și plec de acolo tristă și cu lacrimi în sentimentele mele rănite. Nu mă lasă nici măcar să le spun în ce capcan au fost prinși. Pentru că bucuria asta travestită le injectează plăcerea lor după distracție plină de virus mortali. Le dă o bucurie a cântecului care slăvește dragostea fără minte. Le dă belșug de mâncare care le întunecă rațiunea și le aduce potop de boli. Le livrează glume fără morală și fără bun simț. Ce nu le dă? Multă, multă amețeală din izvoarele strugurilor nevinovați, dar abuzați de alterare. Îi înconjoară pe oameni cu zidurile de netrecut ale ecranelor, pline cu amuzamente și imagini stricate, ca să nu vadă dincolo de ele unde șerpuiește un drum îngust, dar sigur către viață. Pentru că bucuria asta indecentă le-a făcut toate voile oamenilor, ei au numit-o Crăciun, antiteza mea. Eu am rămas doar un pretext pentru sărbătoarea lor, dar nici de cum a mea. Deodată mi-a străfungerat un gând care m-a uimit. Se vedea clar că nu era al meu, căci gândurile proprii nu te surprind. Mi-a venit în minte acea declarație cerească spusă pe un fond de cântec îngeresc, pe dealurile Betleemului. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Ați înțeles uimirea mea? Acea mare bucurie nu era altcineva decât pruncul Iisus. O persoană, nu o împrejurare sau vreo ocazie. Pur și simplu, oamenii refuză acea mare bucurie în schimbul unei bucurii otrăvite. Știi ce?
i-am zis acelei bucurii îndurerate. Dacă alții te-au refuzat, eu te primesc în sărăcia mea de casă, cu paiele mele și mirosul meu de grajd. Fă-mi bucuria de a fi bucuria mea. Și pe loc, zâmbetul lui mi-a luminat grajdul meu, în timp ce pe fața lui mai curgeau lacrimi de bucurie, dar și de tristețe. Te iau în spațiul locuinței mele, dar va trebui să plătești, i-am spus. Și el a plătit cu viața lui.
Coboară iarăși, Doamne, dintre stele, dar nu în ieslea cea mică și săracă, ci chiar în casa umilinței mele, ca și în ea lumina să se nască. Vino! Eu chiar aștept cu nerăbdare ca vocea ta, mireasmă de iubire, să-mi ducă pasul spre înviorare și idealul meu spre desăvârșire. Coboară să-ți pui mâna ta cea salvatoare pe aripa ce-mi atârnă frântă, peste realitatea ce mă doare și peste tot ce încă mă înspăimântă. Lumina stelei ce călăuzește să-mi contureze drumul cel dorit spre locuri unde totul înverzește și apa vieții curge liniștit. Hai, vino, Doamne! Ușa e deschisă, te aștept înfiorat de atâta dor. După făgăduința cea promisă, te aștept cu gând de viață și de dor. Te aștept ca un soldat la datorie, să vin noapte ca la Betleem și apoi, vorbindu-mi despre veșnicie, să-mi dai un pașaport pentru Salem. Mă pregătesc privind înspre cetate, cântând în lumea mare fără frică, cântecul mântuirii minunate, salvarea mea născută în ieslea mică. Niște șoapte într-o noapte a venit la Betleem să ne spună veste bună, mântuire că avem, să se arate cu iubire, să coboare din născut în Betleem.
Lucrurile valoroase ale lumii sunt adesea contrafăcute. Cei care nu posedă drepturi asupra acestor lucruri de valoare sau nu își vor permite să le producă în calitatea lor originală, fabrică în schimb imitații ieftine și le vând celor neștiutori sau celor pe care numele și nu valoarea obiectului, pentru care numele și nu valoarea obiectului contează. Aceasta este însă o problemă minoră în comparație cu falsurile spirituale care sunt propovăduite cu ardoare de către evangheliștii acestei lumi. Mai ales acum, spre sfârșitul anului 2016, se vorbește despre speranță. Unii spun că au redobândit-o, alții lamentează pierderea ei. Însă și unii și alții fac greșeala capitală de a se încrede într-o trestie frântă și uită, sau poate că nu știu, că Hristos este singura speranță adevărată. Ellen White vorbește în felul următor despre lucrarea Domnului Hristos pe pământ. Când preoții și slujbașii templului au privit această mare lucrare, ce revelații au fost pentru ei cuvintele care le-au izbit auzul? Oamenii povesteau ce dureri suferiseră mai înainte, disperarea în care erau, povesteau despre zilele lor de chin și nopțile lipsite de somn. Când părea că ultima licărire de nădejde pierise, le-a venit și lor vindecarea prin Iisus Hristos. Povara fusese prea grea, zicea unul, dar am găsit pe cineva care m-a ajutat. El este Hristosul lui Dumnezeu și eu îmi voi consacra viața ca să-L slujesc pe El. Părinții le spuneau copiilor, El v-a salvat viața, acum înălțați vocea și lăudați-L. Glasurile copiilor și ale tinerilor, ale taților și mamelor, ale prietenilor și ale tuturor celor ce fuseseră de față, s-au unit în mulțumire și laudă. Inima le era plină de speranță și de bucurie. Pacea a venit în sufletul lor. Erau vindecați la corp și la suflet și se reîntorceau acasă, vestind pretutindeni iubirea cea mare a lui Iisus. În Hristos ne punem speranța. Nouă și contemporanilor noștri ni se spune, noi putem avea tărie în Hristos. El este avocatul nostru înaintea Tatălui. El își trimite solii pretutindeni în împărăția sa pentru a comunica poporului său voia sa. El dorește să sfințească, să înalțe și să înnobileze pe urmașii săi. El ține stelele în mâna sa cea dreaptă, iar planul lui este ca lumina de la el să strălucească prin acestea în lume. În acest fel, dorește să-și pregătească poporul pentru o slujire mai înaltă, pentru biserica de sus. Creștinii umili, care se roagă și au credință, cei care arată prin acțiunile lor că cea mai mare dorință lor este de a face cunoscut adevărul mântuitor, care îi pune la probă pe toți oamenii, vor strânge un seceriș bogat de suflete pentru Domnul. Astăzi facem un apel la cei care se gândesc cu bucurie la prima venire a lui Hristos și așteaptă plin de speranță pe cea de-a doua. Fie ca influența acelora care cred cu adevărat și își pun speranța în El să fie o mireasmă de viață spre viață în lume. Hristos ne-a încredințat o mare lucrare. Să o facem cu conștiinciozitate și hotărâre. De acum înainte, să arătăm în viețile noastre ce a făcut adevărul pentru noi.
Nașterea lui Iisus este un timp de sărbătoare. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea, spune psalmistul în psalmul 118:24. În acest timp al Crăciunului, miliarde de oameni ies din rutina lor și își pun timp deoparte pentru multe lucruri, precum decorarea caselor, scrierea felicitărilor, cumpărarea cadourilor, mersul la concerte, cântatul colindelor și toate acestea în numele celui născut într-o iesle, care s-a făcut sărac pentru a îmbogăți pe mulți. În iureșul pregătirilor, să fi pierdut noi oare a dat adevărata valoare a bucuriei supreme date de Dumnezeu prin nașterea și jertfa lui Iisus? Deși este sărbătoare, totuși sunt mulți oameni care au multe posibile motive să se simtă singuri, descurajați, deprimați în timpul acestui sezon. Doresc să mă adresez lor în mod special în seara aceasta. Poate că relațiile în familia ta s-au răcit. Nu ai pe nimeni cu care să sărbătorești și aceasta te întristează. Poate această ocazie ți-aduce aminte de necazurile din viața ta. Poate nu crezi în nașterea unui mântuitor și privind pe alții sărbătorind îți produce disconfort. Poate ești extenuat după tot ce ți s-a întâmplat în anul în care s-a scurs. În seara aceasta vreau să spun un lucru care să te încurajeze. Lui Dumnezeu îi pasă de felul cum te simți și El înțelege și simte durerea ta.
și indiferent de trecutul tău, de apartenența religioasă, problemele în care te găsești, nașterea lui este cea mai bună și mai frumoasă veste pe care o poți primi. Nașterea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu pentru noi toți. Să ne bucurăm împreună pentru mântuirea care ne-a fost dată la Betleem. Mântuirea este darul împărătesc al lui Hristos, adus pentru întregul univers la Betleem. Haideți să-L celebrăm pe El, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Amin. Amin. Don't pass up, I'm still good, I'm still good, I'm still good.
S-a dus o oră și ceva. Vreau să vă întreb dacă ați simțit. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați obosit. În finalul întâlnirii noastre, aș vrea să vă spun un bun venit tuturor. Dar aș vrea să vă spun că dacă doar am venit aici pentru a ne simți bine și doar a ne aduce aminte de un moment extraordinar de istorie creștină, nu-i destul. Haideți să recapitulăm puțin. Ce înseamnă Crăciun? Răspund eu, folclor. Ce legătură are numele de Crăciun cu Iisus Hristos? Folclorul spune că s-ar putea să fie vorba de un cioban și așa mai departe. Folclor. Ce legătură are 25 decembrie cu Iisus Hristos? Folclor. Din nou. Ce legătură are Santa Claus cu Iisus Hristos? Folclor. Nu vi se pare că e prea mult folclor? Până la urmă, ce sărbătorim folclorul? Bradul. Ce legătură are cu Iisus Hristos? Folclor. Să vă întreb de capră? Ce legătură are capra cu... Poate la judecată, dar altfel niciodată. Deci, încă o dată, tot folclor. Mesele noastre fastuoase, pline cu cozonaci, ce legătură au cu Iisus Hristos? Folclor. Vă întreb încă o dată, la modul foarte deschis, nu mai cântăm, nu mai spunem poezie, aș vrea doar să ne confruntăm cu ceea ce este în mod real. Ce facem noi din această sărbătoare? Spunem că suntem creștini. Câți dintre noi creștinăm cu adevărat o zi de felul acesta, transformând-o într-o sărbătoare de suflet legată de unirea cerului cu pământul? Câți dintre noi? Un text mi-a atras atenția zilele astea și voi fi scurt. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. E vorba de magi. Frații mei, magii nu s-au bucurat datorită cozonacilor de pe masă. Corect? Magii nu s-au bucurat datorită vreunui alt motiv. Ei s-au bucurat datorită faptului că pentru un moment au crezut că și-au pierdut steaua vieții lor. Și apoi când au ieșit din Ierusalim, la porțile din afara Ierusalimului, ei au revăzut steaua, s-au reîntâlnit cu ea și n-au mai putut de bucurie. Dacă ar trebui să sărbătorim ceva în seara asta, probabil că asta ar trebui să sărbătorim. Și anume, întâlnirea mea cu steaua care mi-a condus viața. Întâlnirea ta cu steaua care ți-a condus viața până acum. Dar nu o stea de povești, nu o stea de folclor. Steaua aceea era un grup de îngeri care a adunat păstorii, i-a luat pe magi din Mesopotamia îndepărtată și i-a dus, i-a călăuzit în fiecare noapte. Timp de luni de zile, până acolo, până când au găsit pe prunc. Asta este steaua. Asta înseamnă să te întâlnești cu steaua ta. Înseamnă să te întâlnești cu îngerii aceia care ți-au condus viața, cu îngerii care au fost lângă tine de când te-au luat. De când te-au luat ei și te-au dus, unde te-au dus? La Iisus. Poate că, datorită problemelor, l-ai pierdut pe Iisus Hristos. Poate că te-ai dus la biserică și la biserică n-ai mai văzut steaua. Ai rămas cu oameni, ai rămas cu unii, au rămas cu alții, dar n-ai mai văzut steaua. Sărbătorile de felul acesta sunt momente în care noi suntem chemați să regăsim steaua. Auziți dumneavoastră un lucru extraordinar, pentru că nu vreau niciodată să rămân în istorie. Vreau să vin astăzi la ceea ce se întâmplă cu mine. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Când se întâmplă lucrul acesta? Citesc din Apocalipsa 18:1. Când se întâmplă treaba asta? În viitor. Frații mei,
este un alt fel în care Dumnezeu coboară spre lumea noastră cu o evanghelie veșnică, în ideea de a strălumina pământul acesta. Iar îngerul acesta ar trebui să mă conducă pe mine și pe tine. Atunci a fost o stea, astăzi este un înger. Mâine vor fi mai mulți îngeri. Cerul va trebui să fie plin de această adunare a îngerilor care au o lucrare de făcut pe pământul acesta. Vreau să te întreb, îi vezi? Interesant. Apocalips 18, cu versetul 4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Știți ce a făcut steaua? Vă aduceți aminte? Steaua s-a dus la magii aceia care erau acolo în Mesopotamia și i-a luat de acolo, i-a scos de acolo, aproape că le-a spus, ieșiți de aici, și au ieșit. O astfel de voce s-a adresat lui Avram și a spus, ieși din țara ta, din casa ta, din rudenia ta, ieși. O astfel de voce s-a adresat lui Lot, care i-a spus, ieși. O astfel de voce s-a adresat lui Faraon în legătură cu poporul lui Dumnezeu și a spus, lasă pe poporul meu să plece, să iasă afară. Și au ieșit. Magii au ieșit și ei, revenind la ei. Și în finalul istoriei auzim din nou vestea aceasta, ieșiți oameni buni, ieșiți din folclor. Ieșiți din povești. Și haideți să facem din Iisus Hristos realitatea sacră și sfântă a mântuirii noastre. Și dacă lucrul ăsta se întâmplă, dacă reușim să ieșim din folclorul postmodernismului în care suntem și să ne reîntoarcem la această veste extraordinară a Scripturii, și anume că Iisus Hristos, Cel ce s-a născut, va veni în curând, dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci are rost ca tu să urmărești steaua. Are rost să ieși și să mergi unde Dumnezeu te cheamă. Numai nu te opri. Ieși. Fă din ziua de azi o zi a chemării tale. Și adu-ți aminte că Dumnezeu nu vrea să rămâi unde ești. Amin. Dacă ați venit în seara asta aici, primiți mesajul acesta. Ieșiți de unde am rămas, urmăriți steaua și haideți să ajungem acolo unde Dumnezeu ne așteaptă. Pe toți, în împărăția Lui. Pentru că va veni cu împărăția Lui în întâmpinarea noastră. Ieșiți deci. Ultima cântare din acest program este binecunoscutul imn românesc, O ce veste minunată. Vom cânta aici în față prima și a doua strofă, iar apoi la a treia strofă voi invita biserica să se ridice și să cântăm împreună a treia strofă. Thank you.
Tată bun din ceruri, ne iubești așa de mult, încât cuvintele noastre nu le putem găsi ca să ne exprimăm recunoștința față de tine că ne iubești și că ai venit să mori pentru noi. Rămâi cu fiecare suflet prezent, rămâi cu noi în săptămâna care a rămas și ajută-ne ca în fiecare clipă să nu uităm că ești alături de noi și la bine și la rău și orice s-ar întâmpla, inima noastră să fie atașată de tine. Toate acestea te-am rugat și pentru toate îți mulțumim în numele Domnului Hristos, care a trăit și a murit pentru noi. Amin. Amin.